Viorel Sălan, inspectorul șef al IJJ Hunedoara, a fost cooptat în echipa de conducere a instituției la București, în calitate de adjunct al inspectorului general al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Vineri 11 martie, conducerea Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara va fi preluată de către colonelul Robert Vâță. Ceremonia de predare-primire a funcției de conducere a IJJ Hunedoara se va desfășura în prezența reprezentanților eșalonului superior, ai autorităților publice locale și ai instituțiilor din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. Generalul de brigadă Viorel Sălan a fost în conducerea IJJ Hunedoara încă din anul 1994.